Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Iată, astăzi vorbim despre o carte din colecția de spiritualitate creștină a editurii Herald, o carte importantă, Numele lui Hristos și căile rugăciunii. Alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea. O noutate editorială, o carte recent apărută în această frumoasă colecție de spiritualitate creștină din portofoliul editurii Herald și la un moment dat domnul profesor Teodoru Ghiondea spunea că este un eveniment editorial special din cel puțin două puncte de vedere și aș vrea să ne sublinieze pentru început aceste două puncte de vedere. Cred că trebuie să începem cu autorul și anume Robert Medar, pe numele său Robert Medar Hausherr, după numele luat în călugărie Irineu, este un specialist în primul rând în domeniul limbilor vechi, aș spune a limbilor sacre, cu cunoștințe foarte vaste și având în vedere faptul că face parte din congregația Compania lui Isus, adică este iezuit, este foarte important să ne aducem aminte că această congregație a fost întemeiată de Ignatiu de Loyola, secolul XVI, și dacă ne mai aducem aminte încă un lucru, de exercițiile spirituale a Sfântului Ignatiu de Loyola, vom vedea că această carte nu este o carte de simplă erudiție, ci ea lămurește o serie de aspecte practice în ceea ce privește rugăciunea, care reprezintă axul principal, esența practicii creștine, nu? Alături de post, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, nu? Și că este extrem de important cum anume se constituie rugăciunea ca un act viu. Ori acesta este un lucru extrem de important. De ce? Pentru că având în vedere faptul, sigur, totul face parte din tradiția abrahamică, adică nu putem să rupem această temă din contextul său general al tradiției abrahamice. Este important să știm că numele Domnului Iisus pe care noi îl invocăm, sau cine îl invocă prin practică spirituală, prin contemplare, în momentul rugăciunii inimii sau a rugăciunii Duhului, cum mi se mai spune, a rugăciunii coborării minții în inimă și așa mai departe, e vorba de rugăciunea izihastă, este important să știm faptul că numele, prin rostirea lui, are efectivitate practică, tehnică, din punct de vedere spiritual. Ori sigur că din punctul acesta de vedere, trebuie să ne aducem aminte ce înseamnă de fapt numele Iisus. Yeshua, din aramaică, sigur este o întreagă derivare, după aceea are forma veche arhaică de Yehoshua, Iesus latinizat Iisus, și ce înseamnă de fapt în traducere, înseamnă Yahweh mântuiește. Yahweh mântuiește. De ce spun lucrul ăsta? Este foarte important că atunci când se rostește numele Domnului Iisus în Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă sau miluiește-mă pe mine păcătosul, aceasta este formula completă, dar are și forme prescurtate, dar întotdeauna accentul cade pe Iisus. Ori Iisus, acest Yahweh mântuiește, este foarte important în primul rând pentru numele lui Dumnezeu. Pentru că numele lui Dumnezeu se spune în tradiția rabinică veche, marea tradiție rabinică, numele lui Dumnezeu nu se știe și el nu este rostit decât o singură dată în an de marele preot în templu. Ori el este întotdeauna figurat prin această tetragramă.
Yahve este format din patru litere, Yahve, Vauhe. Aceste patru litere conțin, de fapt, esența transmisibilă, exprimabilă a numelui lui Dumnezeu. Ori atunci când rostim numele Domnului Iisus, care este verbul divin și care o să vedem, sunt multe nume, așa cum spune Origen, numele este o expresie restrânsă care desemnează natura propria ființei care o poartă, care îl poartă. Prin urmare, reprezintă esența lucrului pe care îl desemnează. Ori noi aici vorbim despre cine? Vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, care este Logosul Divin, și prin intermediul acestui Logos, verbul pe care noi îl vehiculăm și care este rugăciunea, nu face decât să activeze Logosul Divin, adică să participe. Noi participăm prin Logosul Divin. Pentru asta este foarte importantă cartea, pentru că ea aduce lămuriri referitoare la rostirea numelui lui Iisus și la toate numele pe care le poartă Iisus, în afară, pe care le găsim în Sfinții Părinți, le găsim în Evanghelie. Sigur, le găsim în general în toate textele care fac parte din tradiția sacră. Domnul Iisus are o serie întreagă de nume, nu? Înțelepciunea, Sofia, nu? Din moment ce este Logosul. Cuvântul, direct Logosul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul, Lumina Lumii, Lumina Cea Adevărată, Înfierea, Cal, Adevărul, Viața și așa mai departe. Sunt o serie întreagă de nume pe care Domnul Iisus le are și în momentul în care se rostește numele Domnului Iisus în rugăciunea inimii, nu? Atunci toată această realitate funcțională la nivelul unei funcțiuni spirituale majore divine, eu, atunci când o rostesc, eu o activez. Și atunci eu particip, dacă vreți, în preajma tronului divin, ca să spun așa, nu? Particip la realitatea divină. Și mai este încă un lucru care este foarte important și pe care autorul nostru nu-l tratează în mod special, dar îl amintește, cum să spun, dincolo de text. Face referire la acest fapt. Ce este rugăciunea? Vedeți? Noi suntem obișnuiți să spunem în fiecare zi rugăciune, rugăciune, rugăciune de cere, rugăciune de laudă, rugăciune. Dar, Dumnezeu, dar ce este rugăciune? De ce întotdeauna Dumnezeu așteaptă de la mine, toată viața mea, așteaptă ca eu să rostesc aceste cuvinte? Pentru că eu, ca o ființă creată și ca locțitor, ca reprezentant al lui Dumnezeu în toată creația asta pe care, sigur, el a generat-o, eu am un rol în această creație. Și rolul meu în această creație este de a o ține vie creația și de a o readuce din nou la pacea dintâi, dinainte de creație. Ăsta este rostul meu ca om. Prin urmare, așa cum lumea a fost făcută prin cuvânt, căci la început, într-un început a fost cuvântul, Evanghelia Sfântului Ioan, nu? Și știm care este acel cuvânt. Fiat luxul, nu? Cum avem în tradiția abrahamică, mai complet, de exemplu, în tradiția islamică, fi, un imperativ. Kun, faia kun, kun, fi și a fost. Deci prin cuvânt. Eu tot prin cuvânt exist. Prin urmare, ce este rugăciunea pentru mine ca și credincios? Bineînțeles că este modul meu legitim de existență. Eu sunt factorul în creație care mențin creația prin rugăciunea mea. Vedeți? Noi avem obiceiul să reducem rugăciunea, în general, la rugăciunea de cerere. De cele mai multe ori. Care sigur că începe cu o formulă de slavă a lui Dumnezeu. Dar ea nu este suficient, adică nu trebuie numai asta să înțelegem. Pentru că dacă ar fi așa, ce sens ar mai avea cuvintele Domnului Iisus Hristos care ne învață rugăciunea domnească?
și spune, nu mai împuiați urechile tatălui cu toate vorbele voastre, căci tatăl vostru știe ce vă trebuie. Prin urmare, rugăciunea tatăl nostru este, aș spune eu dacă îmi permiteți, forma dezvoltată a acestei rugăciuni zihaste a coborârii minții în inimă. Și până la urmă, ce înseamnă coborârea minții în inimă? Este un lucru, pe de o parte, foarte simplu de explicat, pe de altă parte, foarte greu de realizat. Vedeți, noastră, noi întotdeauna am discutat, nu putem discuta despre Evanghelii, nu putem discuta despre Domnul Iisus Hristos și să nu ne gândim la faptul că o spune Mântuitorul, o spune clar, limpede. Nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Prin urmare, nu avem voie sau ne reducem capacitatea de a înțelege dacă nu facem referire la legea veche. Ori aici este un lucru foarte important. Vedeți, dumneavoastră, atunci când rostim cuvântul Domnului Iisus, noi suntem participanți la două naturi. Odată la natura umană a Domnului Iisus Hristos, prin faptul că El este modelul nostru, El este arhetipul nostru. Modelul vieții creștinului este Iisus Hristos, nu există alt model. Restul sunt niște repere, sunt ce vreți, dar modelul absolut este Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să facem ceea ce El a făcut. Sigur, atât cât ne este posibil, pentru că Dumnezeu știe care sunt posibilitățile noastre. În același timp, prin rugăciunea noastră participăm la natura divină a Domnului Iisus Hristos. Este o expresie în Coran și în Islam care întotdeauna pune în încurcătură pe traducători. O să vedeți care este legătura, imediat, apropo de rugăciune. Se spune într-o formulă, Dumnezeu se roagă pentru profet și pentru tot. Și sigur că întotdeauna un traducător începe cu această întrebare, legitimă într-un fel. Cum să se roage Dumnezeu? Dumnezeu la cine să se roage? Vedeți? Asta înseamnă că nu înțelegem întotdeauna exact sensul cuvântului rugăciune. Rugăciunea este un act existențial. Omul este ca o cutie de rezonanță pentru Dumnezeu. Adică Dumnezeu și omul au un schimb de bune oficii. Acest schimb de bune oficii, cum spune René Guénon, este această întoarcere a slavei dumnezeiești pe care i-o aduci prin rugăciune. Ori rugăciunea ezihastă este un concentrat de rugăciune. De asta și face parte din învățătura, ca să spunem așa, ezoterică. Tainică, discretă, dar nu secretă. Ea se acordă prin binecuvântare de un duhovnic, cum toată lumea știe, nu? De ce? Pentru că trebuie să existe o anume concentrare în cel care se roagă. Atunci când rostește cuvântul Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în momentul acela El și-a împlinit ca ființă rolul său de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, de o, dacă vreți, o copie a Domnului Iisus Hristos, a Logosului, și atunci El devine Logos prin această rugăciune. Cu alte cuvinte, spune și autorul nostru, atunci când folosim toate acele cuvinte, care, acele nume ale Domnului Iisus Hristos, noi de fapt nu înșirăm o serie de funcțiuni secundare, ci toate legate împreună dau o realitate spirituală care este extrem de prețioasă din punct de vedere tehnic atunci când faci rugăciunea inimii. Spuneam că trebuie să facem apel la Vechiul Testament. Să ne aducem aminte că există această diferență fundamentală între inteligență și înțelepciune. Dumnezeu este înțelepciunea în sine, esența înțelepciunii, nu? Coborârea minții în inimă, în inimă cei vechi spuneau că sălășluiește intelectul și înțelepciunea. Înțelepciunea inimii. Deci mintea mea
inteligența mea, gândirea mea discursivă trebuie să se transforme în ceea ce este ea esențial și anume înțelepciune. Sunt două lucruri diferite, inteligența cu înțelepciune. Și atunci rugăciunea mea este și cunoaștere. Pentru că eu pătrund prin rugăciune, prin logos, eu pătrund in divinis, dacă vreți. Mă apropii de Dumnezeu, mă apropii de acea funcțiune pe care o are Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor între mine și Dumnezeu, pentru că prin El, Iahve mă mântuiește. Exact ce spune numele Domnului Iisus Hristos. Pentru asta este importantă această carte. Nu numai pentru ceea ce spune de altfel și autorul nostru în introducere spune că dacă vom găsi pasaje prea lungi care ne vor plictisi, spune el, nu a încercat decât ca să completeze această imagine a numelui Domnului Iisus Hristos. Pe lângă asta, subtitlul cărții este cât se poate de relevant. Invocarea neîncetată a lui Dumnezeu ca practică spirituală. Deși cartea se numește Numele Hristos. Numele lui Hristos. Deci noi îl invocăm pe Dumnezeu prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Pentru asta El este Mântuitorul. Pentru că El mijlocește între noi și Dumnezeu. În afară de... Bun, apare acolo un termen specific, aș spune, și asupra căruia se concentrează, mai ales în capitolul B, în secțiunea 5, se concentrează autorul nostru, și anume penthos, sau iubirea plină de căldură, harisma lacrimilor. Or, lacrimile, darul lacrimilor. Lacrimile sunt, dacă vreți, lacrimile în rugăciune, în rugăciunea tăcută, pentru că există și rugăciunea tăcută. Adorarea tăcută a lui Dumnezeu. Lacrimile sunt, dacă vreți, roa sufletului. Ele sunt, cum să spun, nu este vorba de o stare de tristețe, de o stare de, eu știu, cum să spun, lipsă de speranță și așa mai departe. Nu e vorba de așa ceva. Lacrimile nu sunt neapărat, deși sigur iezuiții erau renumiți pentru sobrietatea lor și pentru aspectul acesta extrem de cum să spun, de reținut și de... Dar nu așa trebuie înțeles. Această harismă a lacrimilor este foarte importantă pentru că, vedeți, se pune întrebarea de ce îi cerem în continuu lui Dumnezeu iertare? Îi cerem iertare, aș spune eu, făcând un zoom, dacă vreți, pentru carte. Îi cerem iertare pentru faptul că noi existăm. Și noi existând, nu putem să ne desprindem de lipsa noastră de perfecțiune, de aspirația noastră spre absolut și spre perfecțiune dumnezeiască. Nu ne putem lipsi de asta. Și asta ne produce o stare anumită, se spune de tristețe, dar nu este o tristețe senină. Pentru că atunci când te rogi lui Dumnezeu, atunci când tu ești în postura de a recunoaște caracterul tău de rob al lui Dumnezeu, de creația mâinilor lui, făcută cu toată dragostea, cu infinita dragoste și infinita înțelepciune, sigur că starea, există și lacrimi de bucurie. Noi uităm lucrul ăsta. Aceste lacrimi care vin în rugăciune pornesc de la, probabil, de la lacrimile de tristețe că ești departe de Dumnezeu, dar ele trebuie să se transforme în timpul rugăciunii în lacrimi de bucurie. Că tu participi la lucrarea lui Dumnezeu și tu tinzi în mod viu, tinzi spre teozis. Spune autorul nostru în încheiere, două lucruri se întâlnesc în rugăciunea lui Iisus, ambele de primă importanță. Adorarea și pocăința. Dumnezeescul și omenescul în ceea ce le deosebește după ființă și în ceea ce le unește în iubire. Cuvântul cheie. Iisus este iubire. Iisus este cunoaștere prin iubire.
Cum spune El de atâtea ori, și voi sunteți să fiți, sunteți în mine, și eu în Tatăl și Tatăl în mine. Este aici o serie întreagă, este o cascadă de identități care se realizează prin iubire. Ori iubirea nu se poate despărți de cunoaștere. Și atunci, ăsta este un alt merit al acestei cărți. E adevărat, densă, este o carte densă, este o carte care te ține oarecum în priză, pentru că face apel întotdeauna la un resort interior de care noi vorbim mai rar, și anume unirea, cum să spun, științei de carte cu starea de rugător viu, de aplicare, de practică directă. Nu există carte, cum este și ea, fără să spui problema de genul acesta, fără să spui problema care este scopul ei practic. Această chestiune a teoriei, pe care noi o înțelegem greșit, oamenii moderni, teoria vine de la Theos. Rădăcina este Dumnezeu, este cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să ajungă la o practică spirituală, adică trebuie realmente să ne apropiem de Dumnezeu și să revenim la starea dintâi. Ăsta este sensul. De asta spun că este o carte plină de învățături, pentru că sunt multe lucruri pe care le lămurește, sunt foarte multe lucruri pe care le știm, le facem zi de zi. Și eu cred că avem un spor, citind această carte, vom avea întotdeauna un spor de trăire vie, directă, a rugăciunii pe care o facem. Nu? Totul este rugăciune până la urmă. Viața noastră trebuie să fie o rugăciune și în sensul de adorare continuă a lui Dumnezeu prin intermediul Mântuitor, prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul profesor Teodoro Ghionde, așa am vorbit pe marginea cărții Numele lui Hristos și căile rugăciunii, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, în traducerea domnului Mihai Vladimirescu. Îi mulțumim foarte mult domnului profesor Teodoro Ghionde și dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!